Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face un experiment. Corect, noi astăzi o să facem un experiment cu păpușele Yellow. După cum vedeți, noi pe masă avem 6 păpușele Yellow originale și noi astăzi vrem să le punem și în apă rece și în apă caldă, deoarece astăzi eu pe YouTube am văzut un videoclip pe un canal rus unde două fetițe aveau multe păpușele Yellow și le puneau în apă caldă și rece. Majoritatea în apă rece își schimbau culoarea, dar în apă caldă nu, dar unele își schimbau culoarea și în apă caldă. Și noi vrem cu Betty să încercăm să vedem dacă cele 6 păpușele Yellow pe care le avem noi își schimbă culoarea în apă fierbinte. Deoarece noi când le-am despachetat, nu am încercat acest lucru. Poate schimbă culoarea diferit, cine știe? Poate, în apă rece ele sigur își schimbă culoarea. Sigur, sigur că am încercat pe toate și sunt originale. Da, dar în apă fierbinte o să vedem. Poate niciuna să nu schimbe, dar poate toate. Dar poate toate. Încercăm. Deci să începem? Să începem. Noi am pregătit un pahar cu apă fierbinte și unul cu apă rece. După cum vedeți, ăsta este plin cu gheață și deoarece Betty este un pic răcită, acest experiment îl voi face eu. Deoarece cred că Betty se va simți incomod să pună mânuța și în apă fierbinte și în apă rece. Deci să încercăm ce va face prima noastră păpușică Yellow. O punem inițial în apă rece, cred, da? Ești gata de o băiță în apă rece? Wow! Vedeți, copii? I s-au colorat mânuțele, nici nu se vede de câtă gheață este acolo. I s-au colorat mânuțele și pe față i-au apărut niște ochelari. Și chiloții i s-au colorat, da? Tu vezi, Betty? Da! Și s-au făcut și niște din ăștia ciorăpei. Ciorăpei și mânuți și chiloței și ochelari, da? Hai să vedem acum. Poate mânuși. Hai repejor să vedem ce se întâmplă dacă o punem în apă caldă. Poate nu face nimic. Nu face nimic. Ce păcat. Ce păcat. Nu-i nimic. Că oricum îmi place pe ea. În apă rece, vezi? Își schimbă culoarea oricum. Vezi? Ce face? Foarte mult, îmi place. Da. La fetițele aia era o păpușică din astea, numai că era de aia mare, care și-a schimbat culoarea în apă caldă și noi aveam speranțe mari la această păpușică, dar din păcate la noi nu își schimbă culoarea în apă fierbinte. De aceea și-am luat-o prima. Încercăm și cu altele, poate avem noroc. Să luăm una rară, că poate schimbă culoarea. Betty a propus să luăm una rară. Dați să vedem ce face ea în apă rece inițial. În apă rece nu pare amăstă. Ce? Îi apar tălpile colorate și niște ochelari, da? Și e bun din ăsta. Și niște linuți Și bustieră. Și niște linuți ca la tigru pe picioare, ia uitați. Da. Și ceva tare. Pe spate? Da, și chiloții, vezi, își schimbă un pic culoarea. Nu, nu știu, așa sunt ei. Bustieră, da, apare? Bustieră, da. Hai să, eu sunt foarte curioasă în apă caldă, hai să vedem. Ce de drăguță, Hai să vedem. Nimic. Gurița, îi se face mai roz. Nu, e așa și în realitate. Nu se întâmplă nimic. Păcat, mergem mai departe. Următoarea va fi aceasta. Wow! Asta ce face? Păi face din ăștia bustieră tot și chiloței negre. Și ceva pe spate ar trebui să-i apară. Da, i-a apărut o bustieră. Și ceva pe spate. Și s-au negrit chiloței. Da? Da. Ceva pe spate se întâmplă? Hai în apă caldă. Wow! Îmi pare că chiloței au devenit mai roz, nu-ți pare? Și o steluță aici. Unde? Uite-o! Uite acolo. Da, pe obraz ceva i-a apărut, da? Da, schimbă culoarea. Nu știu, sau se accentuează mai tare în apă caldă, nu știu.
dar așa apare ceva mai pronunțat pe obrajor. Vai, mă frige. Hai să vedem iarăși aici ce face. Vedeți, chiloței devin negri. Iată, negri. Deci, și apare bustiera. Deci coconut schimbă culoarea aici. Un pic. Și aici chiloței devin roz. Chiar îmi place de coconut. Alta. Pe Google. Următoarea va fi această păpușică. Rece. Oh, uitați-vă, și-a făcut părul roz. Wow. Pe față i-a apărut ce? O floricică pe obrăjor. O floricică pe obrăjor și chiloței au devenit în pătrățele, wow. Da? Wow. Și părul roz. Părul roz. Nu roz, dar așa oranj, parcă, da? Oranj roz. Pe spate doar chiloței. Hai să vedem în apă fierbinte ce va face. Da. Nimic. Nu mai sunt entuziasmată. Nu, hai iarăși în rece. Wow. Iarăși se colorează destul de repede. Wow. Că e foarte rece apa. Și iarăși nimic. Gurița-i se face mai roșie? Nu, tot așa. Deci mai avem încă două încercări care sper să se primească. Sper și eu. Următoarea este această păpușică super mega drăguță. Să vedem ce face inițial ea în apă rece. Wow, wow, ce drăguț! Și ceva pe spate apare, eu știu. Da, îi apare semnul păcii pe chiloței. Nu, la... Suzeta i s-a făcut mov și chiloței e așa turcoaz, da? Da, și o bentiță pe frunte. O bentiță pe frunte și o bustieră îi apare. Așa se vede mai bine, da? Da. Super. Și chiloței sunt cu semnul păcii. Super frumos. Eu chiar vreau la fierbinte. Hai să vedem. A, iarăși nimic. Suzeta, după cum vedeți, iarăși a devenit de culoare roz și chiloței albi, bustiera a dispărut și bentița a dispărut. Încă o dată. Ce ochi are. Frumoși. Nu, ochii înghează, ce ochi mare are. Super. Și aici își schimbă culoarea. Da, nimic nu face. Nimic nu face. Și ne-a mai rămas încă o păpușică ultra rară. Ar trebui să își schimbe culoarea pentru că e ultra rară. E dintre cele mai rare. Este una dintre cele mai rare păpușele. De aia da. Am lăsat-o la urmă. Să vedem. Haideți să vedem. Vedeți la moment cum este ea. Wow! Wow! Ce ochi are din nou. După cum vedeți, s-au colorat piciorușele. Și pe piept i-au apărut două steluțe. Aici i-a apărut una roz și aici una mov, da? Da, la fel și piciorușul, numai că invers. Invers. Pe spate nu-i apare nimic. Iau acolo. Dar să vedem ce face ea și în apă fierbinte. Nu face nimic. Oh, ce trist. Nu face nimic. Dar pe spate? Nici pe spate. E ultra rară. Da. Poate că numai cele mari face așa. Da, noi vă zicem că am văzut pe YouTube cum niște fetițe din Rusia au încercat să pună în apă păpușele de alea mari, el-o-el, și unele își schimbau culoarea și în apă fierbinte. Nu, din păcate nu ne-a mers nici să găsim, să cumpărăm păpușele el-o-el mari originale, nici să-și schimbe astea mici culoarea. În apă caldă. Wow, ce de drăguță asta! Așa, da? În apă caldă. Și-mi place transformarea. Ups! Parcă e o magie, da? Pui aici, ups! O ridici colorată și o pui aici, ups! Super! Și cum, Betty, ți-a plăcut experimentul nostru? Foarte mult mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Mie nu mi-a plăcut când s-a schimbat culoarea în apă caldă. Și mie nu mi-a plăcut acest lucru, dar cel puțin am încercat și noi deja suntem sigure că păpușelile noastre, el-o-el, își schimbă culoarea doar în apă
rece. După cum vedeți, noi trebuie pușelii Eloiel, așa și le-am lăsat în apă rece și ele așa și stau cu culoarea schimbată, dar trei le-am pus în apă caldă și ele arată la fel cum arată în viața de zi cu zi. Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă aveți și voi păpușele Eloiel și dacă păpușelile voastre își schimbă culoarea în apă rece. Iar dacă voi ați încercat să puneți păpușelile Eloiel în apă caldă împreună cu părinții voștri sau poate ați făcut băiță cu ele în apă caldă și știți că își schimbă culoarea, scrieți-ne, vă rog, acest lucru în comentarii. Vă rog frumos, scrieți-mi că chiar sunt curioasă să știu. Dar dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube, la canalul BTL Club, la canalul Betica și nu uitați că noi am creat un canal nou care se numește Dreamzicky și pe acest canal noi punem doar povești. Așa că vă recomandăm să vă abonați și la acest canal dacă vă plac poveștile. Pa, pa! Pa, pa! Apropo, link-urile la toate aceste canale vor fi în descriere la acest video. Pa, pa! Pa, pa!